Și nici nu e de mirare că ne simțim mai nesiguri. Veniturile medii ale românilor au scăzut în luna aprilie cu aproape 5%, adică 73 de lei. Câștigul mediu net a fost de 1436 de lei. Scăderea s-a înregistrat și pentru că în luna martie unii români au primit prime de Paște sau alte bonusuri anuale. Conform datelor venite de la INS, cel mai mare salariu mediu a fost în intermedierile financiare de 3620 de lei, cel mai mic de 803 lei în hoteluri și restaurante.